Hei, mă bucur să ne revedem. De data aceasta, în casă nouă. Laboratorul pe care îl aveam înainte mi-a rămas un pic mic. La fel îmi rămăsese și casa, așa că de început cu această emisiune ne vedem în acest spațiu nou. Astăzi vom găti ceva cu soia. Eu și prietenii mei de la Paradisul Verde ne-am gândit să vă arătăm cum să faceți singuri acasă tofu. Despre soia se spun foarte multe. Că ne este foarte benefică, sunt studii care arată că nu ar fi așa benefică, nu asta vreau să facem astăzi, nu vreau să deschidem o polemică despre soia. Vreau să vă încurajez să citiți despre ea, să vedeți ce vi se potrivește, ce nu vi se potrivește și mai mult decât atât, să o consumați, dacă decideți să o consumați, cu măsură, ca pe orice altceva. Bun, haideți să vedem. Soia arată așa, este o bobită perfect rotundă, conține foarte multă proteină, pentru o vegetală este una dintre campioane, și are o grămadă de beneficii pentru corp, zic eu. Dar, cum vă spuneam, cu măsură. Bun, așa arată ea, în punguță, uscată, pregătită pentru a fi cumpărată. Ce facem noi cu ea? Ce facem cu toate boabele? O luăm și o punem la înmuiat, în apă filtrată, să fie o apă bună, blândă, care să o ajute să învie acolo tot ce are bun în ea, puneți o lingurită de bicarbonat, ajută să se înmoaie mai bine. Eu obișnuiesc să las soia la înmuiat mai multe zile. Îmi place foarte tare ideea aceasta, ea începe un proces de fermentare și tofu va avea un gust foarte intens și foarte bun. Bun, am pus-o la înmuiat, am lăsat-o pe aceasta 2 zile și am schimbat apa de mai multe ori și o las la înmuiat în frigider. Bun, primul pas. Ce facem după ce am înmuiat o boabă, în momentul în care vrem să o preparăm? Luăm o strecurătoare, o punem în chiuvetă și o clătim foarte bine. Bun, eu mi-am pregătit aici o strecurătoare. Mai departe. Am aici prietenul meu, robotul, blenderul și mai am o cană cu apă filtrată și soia mea s-a pregătit. Este în regulă acum. O mai scuturăm o dată. O punem în robot. Ce am uitat să vă spun este că eu aici am înmuiat 250 de grame de soia. Pachetelul pe care vi l-am arătat are 500 de grame, atunci o puteți să luați de doar un pachetel și din jumate faceți un tofu și din cealaltă jumătate vă povestesc eu mai pe final ce mai facem. Bun, aici am 1,5 litri de apă filtrată pe care îl pun peste. Îmi place să am un lapte de soia concentrat atunci când ne pregătim să facem un tofu. Bun. Luăm, punem blenderul la locul lui, îi dăm drumul și acum o să fiți un pic îngăduitori până bârâie și își face treaba. Cred că este suficient. Am aici o oală. Îmi place să folosesc o oală din acestea care, din inox, care au fundul dublu, ne ajută foarte mult să nu se lipească. Folosesc o strecurătoare simplă și o bucățică de pânză. Este o pânză, mie îmi place să-i spun că e prietenoasă așa. E din in și cânepă. Îmi place să folosesc materiale din acestea simple, naturale.
tătura laptele de soia. Vedeți, e gros. A ieșit gros. Dar nu este o problemă. Dacă îl faceți așa și vi se pare că tofu nu are gustul pe care vi-l doriți, puteți să adăugați mai multă apă și este în regulă. El va avea procesul de formare a cheagurilor va fi exact același și dacă laptele este mai puțin concentrat. Vom lăsa puțin să se scurgă. Chiar o idee până mai scade și apoi am să vă arăt ce facem în continuare. Chiar am să iau și am să pun un pic deoparte și între timp am să pregătesc celălalt ingredient pe care îl folosim. Așa. Am nevoie, de cum bine vedeți, de aceste instrumente banale care se regăsesc în orice bucătărie și de o lămâie. Lămâia să fie coaptă, o rulăm puțin să se libereze sucurile. Mie îmi place să folosesc cuțitul acesta, el este vândut, promovat ca fiind un cuțit de pâine, acesta cu rizuri. Taie foarte bine și fructele și legumele și îmi place foarte mult să-l folosesc. Bun. Dacă aveți un storcător din acela de lămâie, este perfect. Dacă nu, merge și așa. Eu folosesc o furculiță, am una din aceasta micuță. Un fig acolo în mijloc, o rotesc stânga-dreapta, mai schimb sensul. Mai sigur că strecurătoarea mea este suficient de fină încât să rețină o eventuală pulpă care poate aluneca, poate să fie deranjantă dacă o găsiți în tofu. Am nevoie de sucul unei lămâi întregi. Am picat acolo și un zâmbure. Așa. Bun. Ca și tips and tricks, nu arunc aceste coși de lămâie după ce am stors lămâia. Le voi pune cu o linguriță de bicarbonat în mijloc, în frigider, pentru a păstra prospețime. Și fac lucrul ăsta destul de des. Le schimb. Cum folosesc lămâie, le schimb. Bun. Ok. Am să pun aici. Mai am nevoie de o lingură pe care o voi folosi. Și vom adăuga sare. Vom face un tofu simplu noi astăzi. Acum, nu e chiar o operație pe care vă asigurați că puteți să prindeți toate ochiurile acestea pe care vi le face materialul din loc în loc. Le prindeți pe toate. Ce s-a scurs, s-a scurs. Acum restul ajutăm noi. Și este un proces prin care scoateți tot lichidul. E un proces care poate să dureze puțin. Dați-i timp, aveți răbdare, bucurați-vă de moment. Gândiți-vă ce minunăție va ieși în curând din mâinile voastre. Așa. Dacă vă plictisiți, evident, vă puteți opri. Dacă aveți răbdare și nu vă grăbiți, puteți să lăsați, să săriți această etapă, să lăsați mai mult să se scurgă, așa cum se va întâmpla natural. Bun. Cam asta ar fi. Aș putea să mai insist, dar eu cred că este suficient. Am aici un castron. Am să las un pic pulpa aceasta de soia. Ea se mai numește ocară, îi se mai spune. Nu știu de ce are o conotație așa negativă cu vântul ăsta, nu știu de ce se folosește el, dar mă rog. Bun. Aici avem laptele. Eu
am să-i pun, am aici sare, am să pun, eu sunt generoasă cu sarea, cum simțiți să faceți. Am pus acolo puțină sare, o amestecăm. Așa. Am să pun la fier. Vă recomand să fiți foarte atenți cu laptele de soia, pentru că are comportamentul laptelui de vacă. Nu știu dacă știți, bunica mea spunea cum te întorci cu spatele la el, cum iese din oală. E, așa e și asta de soia, fix aceleași metehne le are și el. Bun, acum să vă spun, până se fierbe laptele, nu o să dureze foarte mult, imediat se fierbe, până se fierbe laptele, vă spun ce mai puteți să faceți exact cu ce am folosit acum. Luați frumușel o tavă, așa, cu o cutie de copt, o așezați bine. Luați această pulpă de soia, cu cât o stoarceți mai tare, cu atât ea se va coace mai repede, pentru că ghici ce facem cu ea, o coacem. Așa. Bun. Și să vedem, vom avea nevoie de o furculiță. Și cu furculiță încercați să întindeți pășiar cât mai mult de colo-colo. Operațiunea aceasta țineți minte și mai faceți-o de câteva ori după ce deja ați băgat-o la cuptor. Eu am să pornesc cuptorul. Am un programele, așa să zic, pentru cuptor, în care el încălzește și de sus și de jos, pe acela îmi place să-l folosesc, și am să-l pun la 150 de grade, va dura mai mult, dar este cu folos. Și hai să punem niște condimente. Eu aș pune așa, niște legume deshidratate. Am să pun și puțină sare. Așa. Eu mai am aici niște fulgi de ceapă. Mie îmi plac foarte tare. Îi pun așa. Aici am niște pudră de usturoi. Puteți să radeți un usturoi întreg. Bun. Și după ce am făcut acest amestec minunat, mai amestecăm o dată cu furculița. Mai aruncăm un ochi aici la laptele de soia, care, am zis că nu durează mult, deja a început să facă bule pe marginea oalei, de jur împrejur, ceea ce e semn că în curând este pregătit să primească lămâia pentru a începe procesul acela de coagulare, de formare a micilor cheaguri, care apoi, bine scurse, se vor transforma în tofu. Punem tava la cuptor și știți că v-am povesteam că nu te joci cu alimentele integrale și nu poți să zici și o lăsăm la cuptor o oră. O lăsăm la cuptor cât este nevoie pentru ca ea să devină, am să vă arăt imediat. Eu am mai făcut o tură ieri ca să vă pot arăta, că doar nu o să vă țin aici o oră jumate să vă arăt ce scot din cuptor. Ea se transformă în această pudră uscată care la frigider ține fără probleme cât să zic, o săptămână, o săptămână jumate, nu știu dacă vă ține atâta. Ce puteți să faceți cu ea? Păi ce să faceți? Puteți să o folosiți, să formați, să radeți legume și să le dați textură cu această pudră și să faceți chifteluțe, să le pregătiți pentru hamburg sau ce știu, să le puneți între chifle, să le sfărmați în
în lipii, să le presărați în mâncărurile pe care le simțiți că au mai puțină proteină. Cam la asta ați putea să le folosiți. Bun, deci am scurtat-o așa pentru că tofu meu se pregătește de creare, ca să zic așa, adică laptele aproape că dă în fiert. Voi pune lămâia în lingură, o lingură torn de sus în jos, o lingură de la stânga la dreapta, o lingură de jur împrejur. Dacă nu vă place gustul de lămâie, vă propun să vă opriți aici, dar mie îmi place foarte tare. Atunci nu mă opresc, am să pun 4 lingurițe, că mi-a mai rămas aici o jumătate, pe care nu vreau să o irosesc și am să o adaug. Bun. Am făcut un pic de drângăneală. Îl las un pic să dea într-un clocot. Mă uit la el. Mă asigur că nu va evada din oală. Pentru că dacă el dă pe afară și aragazul va fi greu de curățat și oala va fi greu de curățat și vom pierde din cantitate și nu am vrea să se întâmple lucrul ăsta. Bun. L-am oprit. El este așa. Îl vom lăsa un pic să se așeze. Nu trebuie să-l lăsați foarte mult și între timp, dacă îmi permiteți, am să clătesc un pic strecurătoarea. Voi pregăti un castron. Bun. Și am aici pregătit o altă pânzică. Eu, pentru că vreau să-mi protejez culoarea aceasta frumoasă a insulei, am să pun o bucățică de lemn, un tocător micuț de desubt, ca să nu se încălzească prea tare. Și mai stăm 2 minute să se așeze și între timp vă povestesc ce mai puteți să faceți cu boabele de soia. După ce le-ați înmuiat, puteți să puneți pe mâini un strop de sare și să le amasați. Vă puneți pe mâini condimente și le amasați bine și la fel le puneți la cuptor și le lăsați până când ele devin crocante pe din afară și moi pe dinăuntru. Sunt o gustare minunată. Evident, cum v-am spus de la început, nu exagerăm, nu mâncăm soia dimineața, la prânz și seara, dar este o variantă minunată din când în când. Bun, hai să vedem. Este pregătit. Dacă înclinăm oala, trebuie să se vadă cum s-a separat laptele nostru și lichidul se mișcă în timp ce deasupra a rămas o bucată compactă. Bun, hai să vedem. Asta este. Îl turnăm aici. Vedeți bucățile cum curg. Am să încerc să ridic un pic oala. Dar să fiți atenți, nu faceți lucrul ăsta, pentru că este un lichid fierbinte și dacă vă strupiți, nu va fi tocmai plăcut. Îl vedeți? Vedeți ce bucată mare s-a format aici? Bun. Ok. Punem oala acolo. Sfatul meu este să nu lăsați foarte mult timp din momentul în care faceți tofu și până când spălați pastele pe care le-ați folosit, pentru că are tendința de a se întări, de a se lipi și cui îi place să spele 5 ore vase. Mie nu. Cred că nici nu. Bun. Ce puteți să faceți de aici încolo? Puteți să lăsați exact așa cum este, să ridicați, să schimbați într-un castron mai mare sau să
răsturnați lichidul de dedesubt și să o lăsați așa, să se scurgă. Ce îmi place mie să fac, am aici deasupra chiuvetei un dulap care are un mâner, nu mai bun și nu m-a potrivit pentru un astfel de cârliguț. E un cârlig banal, se găsește în, cred că în toate magazinele online, chestiuțe pentru bucătărie. Și fac așa. Iau capetele opuse ale bucățelei mele de material și le leg bine. Ok. Și pe acestea. Bun. Iau cărlingul. Îl pun, îl prind aici. Și mă folosesc de o tehnică pe care o foloseau bunicile noastre pentru a ajuta la scurgere. De obicei, eu când fac tortul, fac operațiunile pe seară, când activitățile noastre din casă se încheie și bucătăria va rămâne goală și las la scurs peste noapte. Bun. Cred că auziți cum picură. Picură, da? Bun. Eu am mai făcut un tofu ieri. L-am lăsat peste noapte și acum este pregătit ca să vi-l arăt. Așa. Sper să nu vă deranjeze prea tare susuratul acesta care se aude pe fundal. Bun. Îl pun înainte de a-l desface într-un castron. Iau cârligul și îl dau deoparte. Și foarte blând fac această operațiune. Desfac, poate și mai bine să vă arăt, desfac blând colțurile. Ea este o brânză fermă, dar se poate rupe. Uite, aici este zona, partea de sus, unde a fost legat materialul, și aici este partea de jos. Atunci îl punem așa aici. Strângem un pic ce avem aici. Dacă vreți să nu se mai audă atât de tare, puneți acolo o bucățică de material. Bun. Facem un pic de ordine pe masă. Ok. Și am să folosesc același cuțit. Și am să tai tofu ca să-l vedeți ce frumos arată. Și cât de ușor a fost să-l facem. E un pic de dezordine în bucătărie, dar să ne înțelegem. Nu este atât de complicat. Va dura probabil 10 minute să spăl vasele. Ce mai puteți să faceți atunci când adăugați sarea? Puteți să adăugați legume din acestea. Eu am pregătit aici o pungă de legume deshidratate. Puteți să adăugați fulgi de usturoi sau fulgi de ceapă sau o grămadă de condimente. Eu am făcut acum ceva timp pentru un tofu pe care l-am folosit într-un cheesecake sumac. Cred că vă mai aduceți aminte. Îmi place foarte tare și eu vorbesc foarte des despre. Dacă vă place și vă e drag și vreți să vă stimulați un pic imunitatea, puneți o linguriță de turmeric. Puteți să puneți cimbru, busuioc, mărar, pătrunjel, proaspete sau uscate. Este total la latitudinea voastră ce vreți să faceți cu toful ăsta. Puteți să-l mâncați așa cum e, puteți să-l presărați în salate, puteți să îl folosiți ca și bază pentru cremele de prăjituri. Este multifuncțional, este cât se poate de versatil, așa cum îmi place mie să vă învăț.
rețete pe care să le puteți folosi în foarte multe situații. Asta a fost emisiunea de astăzi. Mă bucur tare că ne-am revăzut. Pentru mine a fost așa un pic cu emoții că am fost aici în casă nouă, dar de data viitoare nu va mai fi așa. Voi fi foarte sigură pe mine, așa cum v-am obișnuit. Să aveți o seară minunată și să ne revedem cu bine. Sunt Ina și pun soare în mâncare!